Un antrenor german ar putea antrena echipa națională de fotbal a României pentru calificarea la campionatele mondiale din Rusia, ce vor avea loc anul viitor. Federația Română de Fotbal a numit astăzi noul selecționer, iar anunțul oficial va fi făcut la ora 20 de către un post național de televiziune. Antrenorul german, Christoph Daum, este propunerea președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Tehnicianul Daum este în proporție de 99% succesorul lui Angel Iordănescu pe Banca României. Antrenorul german, Christoph Daum, are un palmares important și performanțe indubitabile, însă în ciuda acestor lucruri, cariera sa a fost umbrită de un scandal legat de consumul de droguri și izbucnit în 2000, tocmai când se pregătea să preia naționala germană. Conform jurnaliștilor, Daum va semna un contract pe 2 ani, urmând să primească un salariu anual de peste 1 milion de euro. Tehnicianul Daum nu a mai antrenat la nivel de echipă națională, iar obiectivul său va fi calificarea României la Mondialul din Rusia. Tricolorii au o grupă dificilă, cu Polonia, Danemarca, Muntenegru, Armenia și Kazahstan, prima clasată mergând direct la turneul final, în timp ce a doua are șansa barajului.